Doamnelor și domnilor, vă spun bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Matinalul de Seară. Alături de mine se află un prieten al Express TV și un om care face multe în Galați. Parcă este neobosit așa, văd că nu mai are odihnă. Este vorba despre președintele Consiliului Județului Galați, domnul Costel Fotea. Bună seara! Bună seara dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră și mulțumesc de invitație. Domnule președinte, nu vă odihniți nici vara, acum când... știți, era melodia. Da, eu vara nu dorm. Exact, gândim la fel. Eu vara nu dorm. Da, îl conectă. Chiar nu dormiți vara? Nu. Nici iarna? Nu, pentru că nu e timp de dormit, nu e timp de... Dacă vrei să faci ceva, mai ales că este o ordine, lucrurile se desfășoară într-o anumită ordine. Dacă sări sau dacă un lucru nu este făcut la timp din veriga aia, din lanțul ăla, e clar că nu o să-ți iasă. Adică sunt proiecte, sunt termene pe care trebuie să le respecti. Am mai spus la emisiunea dumneavoastră și mai repet, Consiliul Județean, cam toate proiectele pe care le are, adică peste 90% dintre proiectele pe care le are, sunt cu finanțare europeană. Iar aici nu poți să te joci cu termenele. Deci toate termenele trebuie respectate în tocmai graficului de implementare a lucrurilor. Ceea ce nu putem să ne permitem să ne jucăm cu termene sau să pierdem proiectele. Cum spuneam, cu atâtea zile libere, unele zile libere pe care le-au angajat, la asta vă cam încurcă, pentru că nu aveți dumneavoastră concret cu cine să lucrați. Încurcă, pe mine nu mă încurcă, pentru că eu am fost cei din privat lucrează, am fost pe șantiere, am văzut șantierele, am fost pe șantierele de la Spitalul Județean, unde se lucrează la consolidare, se lucrează la eficiența buncăre, consolidarea buncărilor pentru acceleratorul neară de particule și chiar sunt acolo desfășurări de forțe masive. A fost plăcut, impresionant. Da, foarte plăcut. Se lucrează, dacă o să mergeți la Spitalul de Gănești, la Gănești, se lucrează intens, dacă o să mergeți pe drumurile județene, acolo unde am deschis șantierele, se lucrează în anumite zone, se toarnă covoare asfaltice, în anumite zone se lucrează la poduri, la podețe, la pregătirea drumului pentru a turna asfalt. Adică chiar se lucrează, nu vorbim de... Și dumneavoastră sunteți cu ochii pe ei, nu îi de joacă cu dumneavoastră, zic. Încerc să, așa cum am muncit 2 ani de zile să facem aceste proiecte, nu este doar meritul meu, este și meritul colegilor mei din Consiliul Județean, a aparatului tehnic, bineînțeles și a consilierilor județeni. Și după ce 2 ani de zile am muncit acolo, atâția oameni, acum să vină cineva și să-și bată joc de munca noastră. Ba mai mult de atât, sunt lucrări pe care și investiții pe care gălățenii le așteaptă de bani buni de zile și atunci nu ne putem permite să dăm rabat, mai ales acum. Da, eu nu, fiind, v-am spus, eu am lucrat foarte mult și în sectorul privat, nu prea sunt obișnuit așa cu zile libere, și asta e. Sunt, da, deci recunoaște că sunt puțin cam multe așa pentru... Acum, pentru o economie... Nu sunt pentru... nici multe, nu sunt nici puține, dacă ne uităm la cei din Uniunea Europeană și vedem numărul de zile libere, suntem cu mult sub media europeană. Dacă ne uităm de unde am plecat înainte de 89 și câte zile libere avem acum, într-adevăr ne se par foarte multe. Zilele astea libere după Sfânta Maria, adică 16 și 17 august, vor fi zile care se vor recupera, de exemplu Consiliul Județean recuperează sâmbăta viitoare și peste 2 săptămâni sâmbătă, adică angajații Consiliului Județean vor veni la muncă, adică... Nu știu dacă cu plăcere, unii dintre ei, dar asta e regulă. Așa cum le-a plăcut să stea într-un weekend prelungit sau într-o mini-vacanță, așa o să trebuia să le placă să vină și la muncă. Bineînțeles. Deci, din punct de vedere al proiectelor, stați foarte bine. Am văzut că în această săptămână s-au demarat foarte multe lucrări. S-a dat ordinul de începere pentru drumul județean 242B și o porțiune mică din 251, pentru că pe drumul județean 251, cel care face legătura între Smârdan, Slobozia, Conachii și Cudalbi până la Matca Tecuci,
Valea Mărului Matca Tecuci, este un proiect pe fonduri europene. Și pentru că ne rămăsese o porțiune de drum județean acolo, de vreo câțiva kilometri, 2-3 kilometri, am băgat-o pe un proiect cu fonduri guvernamentale. De aceea unii nu înțeleg că, dom'le, de ce 251 doar 2,2 kilometri? Nu. Sunt 28 de kilometri pe 251 plus ăștia 2 kilometri. Dar o să vadă lumea, pentru că și pe drumul ăsta 251 vom da ordin de începere în luna septembrie și o să vadă că se apucă echipele de lucru și acolo. Da, am dat drumul la 242B, cel care face legătura între Târgu Bujor, Moscu, Balintești și Berești, vorba de 22 de kilometri de drum județean, va arăta superb. Și vorbim de modernizare și reabilitare, adică reabilitare însemnând de la infrastructură, straturi de piatră, strat de balast, straturi de asfalt, decopertat tot, șanțuri, poduri, podețe refăcute, consolidate, decolmatate, acostamente. Adică lucrare serioasă, pentru că e o lucrare de aproximativ 30 milioane în euro. Vorbim de 9 milioane de euro. E o sumă importantă. Este o sumă importantă, așa cum ați văzut și la ședințele Consiliului Județean și în aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Consiliul Județean nu prea are proiecte din astea mici de 2-3 milioane de euro. Vorbim de la 5-7 milioane de euro în sus, 10 milioane, 15, 20 și avem și de 40. Cu puțin noroc, până în toamnă vom scoate 1 și de 100 de milioane de euro. Adică, surpriză, nu? Da. Adică proiecte mari. Deci nu avem proiecte din astea proiecte mici. Să pomenim și despre proiectul nostru de suflet. Unul dintre proiectele de suflet este vorba despre noua clădire a Muzeului de Artă Vizuală. Deja da. Au fost demarate, nu? Am două proiecte trei proiecte de suflet. Gănești? Gănești, Muzeul de Artă Vizuală și Centura. Și Centura Galațiului. Centura dar, e cel mai dificil de realizat. Centura e cel mai dificil, dar știți cum e, cu cât este mai dificil și îl realizezi, cu atât satisfacția este mai mare. Săptămâna asta s-a dat ordin de începere și pentru construcția Muzeului de Artă Vizuală, s-a predat amplasamentul constructorului, s-a dat ordinul de începere, iar constructorul urmează în zilele următoare să facă organizarea de șantier, să aducă acele containere de locuit și, bineînțeles, utilajele și să apuce de săpat fundația pentru Muzeul de Artă Vizuală. Este o firmă din București, nu? Da, este o firmă. La licitație au participat două firme, ambele din București. A câștigat, evident, una, că nu puteau să câștige amândouă. N-au fost contestații? Nu s-au contestat între ei, n-au fost contestații. S-a încheiat contractul, s-a încheiat licitația, tot. V-am spus, s-a dat ordinul de începere a lucrărilor pentru Muzeul de Artă Vizuală. Ce să vă spun? Sper ca firma, așa cum și-a luat angajamentul, pentru că am avut o discuție cu echipa de la firma care a câștigat proiectul, împreună cu echipa tehnică de la Consiliul Județean, i-am pus față în față și i-am rugat să trateze subiectul cu maximă seriozitate, pentru că nu vorbim despre o construcție care mâine sau poimâine o vom modifica sau o vom muta de acolo. Vorbim despre o construcție ce urmează să dăinuiască și să stea mulți, mulți ani de aici încolo și să deservească ca și Muzeu de Artă Vizuală pentru gălățeni și nu numai. Știți că ați promis în emisiune că vom asista, veți da prima cupă. Când voi da, v-am promis, da, atunci da. Când va fi organizarea de șantier gata și în momentul în care voi face, va veni excavatorul și va băga prima și va începe să sape acolo, o voi convoca presa și așa voi face, pentru că ați văzut că n-am făcut public ordinul de începere al Muzeului de Artă Vizuală tocmai din acest motiv. Știu că sunteți un om de cuvânt, și, dar nu știu dacă veți urca pe excavator să vă puneți și casca, că nu, nu. Fostul edil al Galațiului Marius Stan s-a urcat și nu i-a purtat noroc. Nu am astfel de
Nu am astfel de, eu știu, porniri și de ieșiri, pentru că cel care e excavatorist trebuie să-și facă treaba lui, cel care e inginer constructor trebuie să-și facă treaba lui. Exact. Eu trebuie să fac treaba de manager al Consiliului Județean și să aduc fonduri astfel încât să poată fi construit Muzeul de Artă Vizuală și, apropo, pentru cârcotași. Pentru că au fost și cârcotași, unii spuneau, domnule, veți pentru face... Pentru facebookiști, pentru că sunt acolo pe Facebook îi găsim pe cei care se pricep la toate. Sunt unii care le știu. Unii spuneau, domnule, cu 5 milioane de euro făceați nu știu ce lucruri extraordinare în Galațiul ăsta. Vreau să le spun că chiar dacă muzeul va fi început cu fonduri proprii ale Consiliului Județean, în baza unui ordin de ministru apărut pe data de 17 iulie, hotărâri de guvern, pardon. I-au fost alocați Ministerului Culturii niște bani, mulți, e vorba de vreun miliard de euro, special pentru construcții noi în cultură și pentru reabilitări de monumente. Și, cu puțin noroc, vom atrage bani, surse, în afară de cele ale Consiliului Județean, să nu fie făcut pe fonduri proprii. Adică, până la urmă, uite că Dumnezeu este mare, dacă un an de zile m-am chinuit să găsesc sursă de finanțare externă, transfrontalieră, pe fonduri norvegiene și tot așa mai departe și nu am găsit, până la urmă a venit soluția după ce am finalizat procedura de achiziție la sfârșitul lunii iulie cu o hotărâre de guvern prin care poate reușesc ca muzeul să fie finanțat din bugetul de la Guvernul României, de la Ministerul Culturii. Ca să citez un clasic în viață, Gigi Becali, Dumnezeu vă iubește. Adică iubește pe oamenii care vor să facă Dumnezeu ceva. Dumnezeu iubește tot timpul iubește oamenii care vor să facă ceva și care fac ceva pentru oameni. Că spunea cineva, domnule, noi avem fiecare câte o menire pe pământ și menirea noastră este să facem bine. Să facem bine pentru oameni, nu numai pentru noi, bine pentru oameni. Și dacă putem să facem bine, haideți să facem bine, că cineva acolo sus va avea grijă și de noi. Aveți dreptate. Vreau să vă întreb, să rămânem puțin la acest proiect legat de Muzeul de Artă Vizuală. Care e durata proiectului? Care e durata stabilitatea? El are o durată de execuție undeva în jur de 2 ani de zile, dar eu sper ca la sfârșitul anului 2019, cel târziu începutul anului 2020, Muzeul de Artă Vizuală din Galați să poată fi finalizat și dat în folosință. Asta este dorința mea. Și veți face tot ceea ce e posibil să-i... Vă dați seama că voi face tot ce e posibil să fac ca acest obiectiv să fie realizat la timp, să fie realizat în condiții optime, bune de execuție și, bineînțeles, așa cum am spus, să fie și asta să fie o perlă a culturii gălățenii. Galațiul avea nevoie, Galațiul este un oraș cultural. Păi are nevoie Galațiul, exact. Pentru că în pofida faptului că spun unii, domnule, este un oraș industrial. Da, Galațiul este un oraș industrial, dar Galațiul are istorie. Să nu uităm istoria Galațiului, să nu uităm de faptul că Muzeul de Artă Vizuală din Galați este primul muzeu de artă contemporană construit în România acum 50 de ani. Să nu uităm că Muzeul de Artă Vizuală din Galați beneficiază de cea mai mare recunoaștere națională și internațională, unde mulți dintre artiștii din România și din exterior se bat aproape pentru a putea expune la Galați, și când spun lucrul ăsta, se bat cu ghilimele de rigoare, nu exagerez deloc, că oamenii chiar doresc să expună pentru că este foarte bine titrat la nivel național și internațional, iar toți artiștii care expun la Galați, tuturor artiștilor le crește și cota
ulterior. Am înțeles că această clădire a muzeului, noua clădire a Muzeului de Artă Vizuală, este cu totul deosebită și este... arhitectul care a făcut, a creat acest design arhitectonic, a câștigat chiar un concurs. Da, el acum câțiva ani în urmă a fost la nivel național un concurs al arhitecților din România. Fiecare a venit cu câte o construcție, cu câte o arhitectură, cu arhitectura unei construcții, iar Muzeul de Artă Vizuală din Galați, la acel concurs, a luat locul 1 pe țară. Și după terminarea acestui edificiu, Galațiul va deveni chiar un punct de atracție în ceea ce privește Arta Plastică, în Europa chiar. Va deveni un punct de atracție și în momentul de față, credeți-mă că și în momentul de față, chiar dacă condițiile nu sunt cele mai optime pentru expunerea obiectelor de artă, și în momentul de față sunt foarte multe expoziții la Muzeul de Artă Vizuală din Galați și să amintim gălățenilor, cetățenilor că are peste 5.000, 6.000 și ceva de opere de artă, de Brâncuș, de Vigorescu, de Lucian, de Tonița, Tonița, obiecte de artă de mare valoare care stau în momentul de față, stau în niște magazii și știți că toate operele astea de artă, toate tablourile și tot așa mai departe, au nevoie de niște condiții optime de depozitare. Trebuie să le iei tot timpul la mână, să le ștergi, să fie întreținute, să aibă temperatură optimă, să aibă o temperatură optimă, să aibă o grad de umiditate în cameră stabilit de către specialiști și tot așa mai departe. Adică sunt niște lucruri, de ce să nu recunoaștem, sunt niște lucruri care trebuie să respectate. Ori în momentul de față, în încăperile în care noi ținem aceste opere de artă, cu greu facem față să îndeplinim aceste condiții de păstrare optimă. Cine nu-și dă seama ce înseamnă, eu spun pentru că când am fost la Amsterdam, am vizitat Muzeul Rembrandt, Rijksmuseum și vis-a-vis Muzeul Van Gogh. Și vedeam și explicau ghizii respectiv în ce condiții sunt păstrate aceste opere de artă, cât efort necesită și ce temperatură reglată, noaptea o temperatură, dimineața altă temperatură, la prânz alta, pentru că se schimbă și temperatura. Și am văzut celebrul rond de noapte, care e cât un perete uriaș. Și chiar mă gândeam, știți că niște hoți români l-au furat odată și cum au reușit să iasă pe acel... Sunt inventivi unii dintre conaționalii noștri. Din păcate, știți, prin lucrurile mai comic, așa, dar ele sunt tragico-comic. Pentru că ne fac de râs. Pentru că sunt opere de artă, unu, doi. Fiecare popor, fiecare oraș, fiecare neam ține la operele de artă. Este o chestie care, cum să spun, face parte din identitatea unui popor, a unui neam. Exact. Adică nu sunt niște obiecte. Și din păcate se duce renumele și prin așa ceva. Da. Sunt unii, acum, eu am mai spus. Nu suntem mai buni sau mai răi decât alții. Nu suntem noi mai răi decât, nu suntem noi cei mai răi. Sau anumite lucruri, anumite vicii nu s-au inventat în România. Le-am luat de la alții. Păi nu, că acolo, chiar dacă sunt acele opere de artă în Amsterdam, sunt destule vicii pe străzile de acolo, așa că... Nu vreau să mai discut, exact. Că tot timpul am spus, domnule, nu în România s-au inventat viciile, nici cu domnișoarele, nici cu prizatul, nici cu hoții de buzunare. Din păcate își prind repede la noi unele, dar... Da, asta înseamnă că ne adaptăm foarte ușor. Suntem adaptabili. Asta înseamnă că suntem foarte ușor adaptabili. Vreau acum să vorbim despre două evenimente care au avut loc, de asemenea, pe care le-a organizat Consiliul Județului Galați. Este vorba despre concursul de pescuit pentru nevăzători, care a fost un succes. Da, un real succes, aș putea spune, pentru că, vedeți, se comunică foarte, foarte bine și foarte ușor cu cei de la Asociația Nevăzătorilor. Pentru că eu am creat o echipă de lucru de la Consiliul Județean, este președintele Asociației Nevăzătorilor, domnul Ileșu, un om extraordinar, vreau să vă spun că
este de o implicare ce nu ați văzut. Este foarte receptiv, fine cu... Deja l-aveți la suflet. Da, pe cuvânt, este la suflet. Și nu cred că numai mie, că am văzut și tuturor membrilor din asociație, că toată lumea îl iubește. Chiar îmi pare rău că am putut să asist la aceste evenimente, am plecat. Îl iubește pentru că e un om deosebit și îi place să se implice, să facă lucruri bune pentru cei din asociație. Da, au fost cred, aproximativ vreo 80 de persoane acolo din... cu tot cu aparținători, vreo 40 și ceva sau de persoane nevăzătoare, plus aparținătorii au fost în România, înțeleg că sunt 34 de filiale ale persoanelor nevăzătoare, dintre care 17 filiale au fost prezente la Galați, adică jumătate din filialele din țară. Și probabil, pe bună dreptate, unii au spus, domnule, n-am fost niciodată, nu știu ce e acolo, nu știu cum se comportă oamenii ăștia, nu știu ce condiții au. Au vrut să audă primele ecouri. Afle primele ecouri. Vreau să vă spun că ecourile au fost pozitive, pentru că noi ne-am organizat atât de bine încât să nu le lipsească absolut nimic. Începând de la cazarea optimă și primirea, zic eu, destul de călduroasă pe care le-am făcut-o în prima seară, apoi a doua zi au mers la pescuit. Pescuitul s-a desfășurat în aceleași condiții ca un pescuit normal, au tras la sorți pontoane, au mers la ponton și au întins sculele, au și pescuit. Bineînțeles, s-a organizat celebra ciorbă de pește pe malul lacului Zătun acolo. Vremea, vreau să vă spun că a fost superbă, extraordinară. Dimineața era, dacă cu o seară înainte a plouat atât de tare, cu tunete, cu fulgere, cu o ploaie. Dumnezeu a făcut ca vremea să fie. A doua zi dimineață era o vreme din asta cețoasă, așa, răcoroasă, și abia după amiază, pe la ora 3, a început să se încălzească exact când s-a terminat concursul de pescuit, ca drept dovadă că Dumnezeu îi iubește foarte mult. După care fiecare, exact ca și celelalte concursuri, s-au cântărit capturile, s-au dat drumul înapoi în baltă, după care a fost premierea pentru locul 1, 2, 3, pentru cel mai tânăr participant, pentru cea mai mare captură. Au fost scule de pescuit speciale, special adaptate pentru persoane nevăzătoare, au fost tablete speciale pentru persoane nevăzătoare, pentru că sunt adaptate, și alte premii. A fost cântar special cu voce, pentru cei care se urcă pe cântar, le spune greutatea. Aparat de măsurat tensiunea, tot așa pentru nevăzător, și le spune tensiunea, presiunea arterială. Foarte interesant, da, ba mai mult de atâta, culmea e că, vedeți dumneavoastră, aparatul de măsură tensiune l-a câștigat o doamnă care chiar avea probleme cu tensiunea. Adică așa a fost să fie. Toți au fost încântați. Iar pentru asociația nevăzătorilor de la Galați au fost achiziționate două mașini de scris Braille, două mașini noi, moderne, pentru că aveau niște mașini de scris vechi. Și, bineînțeles, trebuia să-i sprijinim. Poi seara, după ce s-a terminat premierea, au mers cu toții la hotel, au făcut un duș. Seara a fost o cină festivă, unde au dansat, au mâncat, au dansat, s-au simțit bine, au socializat, pentru că se cunoșteau mai puțin între ei. Ca și este foarte important pentru ei să fie tratați ca niște oameni normali. Credeți-mă că sunt atât de hâtri, atât de... au un umor de nu ați văzut, atât de mult știu să glumească, să facă glume, fac glume pe seama lor, pe... Chiar niște oameni extraordinari, oameni de la care ai ce să înveți. Oameni care știu
să se comporte frumos, civilizat, elegant și la care avem ce să învățăm foarte mult. Da, pentru că ce am citit și eu și am avut chiar prieteni nevăzători, sunt nevăzători, sunt oameni care s-au născut astfel. Da. Și sunt oameni care pe parcurs, din cauza unor accidente, au devenit așa nevăzători. Este. Pentru cei care pe parcurs au devenit nevăzători, este o dramă și mai mare. Pentru corect. Că ei au simțit, știu ce înseamnă să vezi și această calitate pe care ne-a dat Dumnezeu de a vedea este extrem de importantă și atunci când nu o mai avem ne dăm seama. Ce mi explicau da. și cred, numai puțin dacă închideți ochii. Facem un exercițiu de imaginație. Așa mi-am povestit și mie, povestea unii. Nu mi-am permis niciodată să întreb cam cum se orientează și, bineînțeles, din proprie inițiativă mi-au spus unii, domnule, faceți un exercițiu, țineți ochii închiși 10 minute sau și oricum dumneavoastră v-au rămas pe retină acolo, v-au rămas imaginile pe care le-ați văzut. Dar stați mai mult cu ochii închiși așa și încercați să vă duceți prin casă, să mergeți să căutați, să luați cuțitul de la bucătărie, să luați ceașca de la bucătărie, să luați un ibric, să nu știu ce. Și o să vedeți cât de greu este. La un moment dat mai apare un aspect aici. Ei sunt foarte, foarte disciplinați. Pentru că dacă nu sunt foarte disciplinați, adică folosesc o cană, de unde o iau, acolo o pun, că știu că a doua oară trebuie să meargă să o ia de acolo. Adică sunt lucruri pe care mi le-au povestit ei. Nu sunt... Și v-au impresionat. Și m-au impresionat foarte mult. Vă dați seama că unii dintre ei, domnule, mă bucur că în felul ăsta mai ieșim și noi și mai socializăm, mai vorbim, ne distrăm. Credeți-mă, foarte, niște oameni extraordinari de la care tot timpul avem de învățat. Și avem de învățat multe lucruri. Pentru că și printre nevăzători au fost foarte mulți artiști de marcă. Ray Charles, care exact, între timp a murit. Exact. Andrea Bocelli. Exact. Andrea Bocelli, care cred că este cea mai bună voce a lumii. Așa, așa e. Și ca să dau doar două exemple. Sunt foarte mulți. Pianiști orbi. Sunt, și cel de la noi din România. George Nicolescu. George Nicolescu. O voce de aur. O voce extraordinară, da. Da, sunt oameni, se compensează într-un fel Dumnezeu. Da, păi nu Dumnezeu, tot timpul da. În compensare de altceva. Recent s-au încheiat alte două manifestări organizate de Consiliul Județului Galați prin Centrul Cultural Dunărea de Jos. Mă refer la Festivalul de Fanfare Iosif Ivanovici și la Festivalul de Folclor Doina Covorluiului. Două manifestări tradiționale pentru orașul de la Dunăre. Da, ele deja au devenit consacrate da. Pentru gălățeni, pentru că unii abia așteaptă să vină luna august, pentru că știu clar că vine festivalul de fanfare, este la 14-a ediție, vine festivalul de fanfare și în fiecare an încercăm, prin Centrul Cultural, încercăm să aducem alte și alte fanfare, alte formații din alte județe, din alte regiuni, astfel încât gălățenii să se relaxeze și să vadă și alte stiluri muzicale oferite de fanfare. Bineînțeles, îndrăgitul și mult așteptatul festival de folclor, pentru că fiecăruia dintre noi îi stârnește un sentiment așa de bucurie de când vede tradiții, obiceiuri, când văd cum sunt tradițiile gălățeni, cum văd cum sunt tradițiile și la alte popoare. Și au fost și din Macedonia, au fost mai multe Polonia, Slovenia, au fost multe ansambluri folclorice. Vreau să vă spun că la un moment dat esplanada de la Casa Sindicatelor era neîncăpătoare. Pentru că în fiecare an încercăm să aducem alte și alte ansambluri folclorice, chiar dacă ele vin din aceeași țară, dar din altă regiune. Exact, este foarte din important. Este foarte, pentru că nu se compară tradițiile și obiceiurile din zona de nord a României cu cele din Ardeal sau din altă parte. Poți să compar Maramureșul cu
Cum, de exemplu, putem să spunem că în America, câte state sunt, 41-42 de state, tot atâtea obiceiuri, tot atâtea și, obiceiuri și tradiții sunt. Exact. Și atunci încercăm să aducem în fiecare an, mai ales că Centrul Cultural Galați a reușit, bineînțeles, prin devotamentul oamenilor de acolo și prin efortul pe care l-au depus, pentru că au reușit să intre sub egida SIOF. Este un standard de calitate care îți conferă, știu, poziția și deja ești în rândul centrelor culturale care îndeplinesc anumite standarde de calitate la nivel european. Un lucru extraordinar. Da, un lucru extraordinar. Un lucru extraordinar. Iar încercăm să dezvoltăm de la an la an, încercăm să dezvoltăm acest festival de folclor, pentru că văd că gălățenilor le place. Adică nu a fost seară în care să fie mai puțin de 1100, 1200, 1300, 1500 de oameni acolo la festival. Ceea ce înseamnă că oamenilor le place, într-adevăr poate creează puțin disconfort pentru cei care locuiesc în zona acolo. Dar e vorba de 3 zile și până la urmă văd și ei din casă un spectacol. Să compare cu turiștii care se duc și locuiesc în Mamaia Nord, zona spre Năvodari, că stau acolo la acele apartamente care sunt situate lângă cluburi și acolo, da, le bubuie de dimineață până seara muzica în continuu, așa că pot să reziste o săptămână și aici. Nu, dar este deja s-au consacrat exact aceste festivaluri și încercăm de la an la an, încercăm să le ridicăm calitatea, să aducem formații, echipe noi care să le ofere gălățenilor și altceva. Dacă poate din punct de vedere al timpului, din punct de vedere financiar, nu își permit să meargă să viziteze, de exemplu, folclorul din Slovenia sau din Polonia sau din altă parte, îi aducem noi aici la Galați să vadă gălățenii cam cum arată folclorul în Polonia sau cum să distrau și ei în timpurile mai vechi. Pentru că îmi place să lansez provocări și pot să spun, nu pentru a mă lăuda, fac aceste precizări, pentru că îmi place să propun ceva ce se poate face, ceva frumos. Aici, în emisiune, în urmă cu 2 ani, am pomenit pentru prima oară despre posibilitatea ca la Galați, sau probabilitatea, posibilitatea de a se face un club sportiv municipal care să înglobeze toate secțiile și iată că până la urmă, da, clubul a devenit realitate și nu mi-am însușit neapărat ideea că n-am înscris-o la OSIM. E un lucru extraordinar și felicitări pentru treaba asta. Și acum vin cu o idee mai veche de-a mea. Cred că la Galați se poate organiza și un festival de muzică ușoară. Nu pentru copii, ci pentru seniori, pentru adulți. Era acel Constelații Dunărene. Și dacă Brăila poate să facă un, ca să spun acum, să punem și orgoliul gălățenilor, dacă Brăila poate să organizeze acel festival George Grigoriu, Festival Internațional de Muzică Ușoară, cred că și Galațiul, care a dat cântăreți de marcă și cantautori, compozitori, de fapt puțin știu că și Gheorghe Gheorghiu este gălățean. Nu cred că sunt puțin, cred că știu mai mulți treaba asta. Eu am întâlnit despre care, serios, nu mi-aș fi, chiar l-am văzut la mare când eram cântat la Hotel Delta. Putem să facem un festival de muzică ușoară aici, nu neapărat de la anul, dar putem să gândim un proiect care... Cum să vă spun, e un subiect pe care nu l-am aprofundat foarte mult și, în general, mie îmi place să vorbesc despre lucruri, exact, pe care le aprofundez, le știu și pot să spun ceva concret oamenilor. Am spus că am lansat doar o provocare, vedem. Este o provocare, da, și sper să devină și realitate, pentru că nu este un efort chiar atât de mare sau nu este imposibil, adică nu vorbim de... De milioane de euro sau de... Vorbim de avioane, da, exact, de fabrică, exact, de avioane. Da, exact. Haideți să vorbim despre un subiect care este la ordinea zilei, s-a vorbit despre el și revine acum în actualitate, preluarea de către Consiliul Județului Galați a Direcției Județene pentru Sport și Tineret. Încercăm să ne implicăm și noi. Consiliul Județean până acum nu a fost implicat în zona asta a sportului, nu a fost implicat niciodată, deloc. Și
sincer, am putea spune că... Și au existat reproșuri în acest... Au fost și ceva reproșuri și suntem în stadiul ăla de pionerat. Pentru că nu sunt un om al hazardului, îmi place mie să spun, un om al hazardului naiv, așa, să fiu un naiv care mă duc cu capul înainte și spun gata, dăm bani, facem nu știu ce, mai ales că nici nu sunt banii mei, sunt banii statului, banii cetățenilor și nu-mi permit să fac glume proaste. Și atunci s-a evit această oportunitate care, sincer, mie mi s-a părut cea mai bună, și anume de a prelua Direcția Județeană de Tineret și Sport. Direcția de Tineret, Județeană de Tineret și Sport are și bazin olimpic, și terenuri, și cluburi, și hotel, și tabera de la Gârboabele, și cea de la Buciumeni, și club pentru caiac, și tot așa mai departe. Și atunci are și o structură juridică recunoscută și tot așa mai departe. Și atunci, aici, cea mai bună soluție este asta cu Direcția Județeană de Tineret și Sport. Putem să investim, avem deja o platformă, pentru că ea în momentul de față, ca și Direcție Județeană, numai Direcția Județeană de Tineret și Sport nu e. Dar are o platformă, sunt câteva lucruri extraordinare. Adică este o bază a piramidei. Este o bază, avem pe ce să construim, avem soclu. Avem un soclu, avem pe fundația, ce să construim, avem terenurile, avem ceva construcții, dar construcțiile trebuie și astea reparate, iar pe anumite locuri trebuie construcții noi pentru că nu mai poți face nimic din ele. Avem acolo angajați ai Direcției Județene de Tineret și Sport, oameni care de-a lungul timpului sau cariera lor s-a derulat, desfășurat în Direcția Județeană de Tineret și Sport și sunt oameni cu experiență la care vom apela și pe care vom menține în continuare să fie implicați în dezvoltarea Direcției Județene de Tineret și Sport. Și atunci vom face un plan, pentru că să nu-și închipuie cineva că Consiliul Județean a luat Direcția Județeană de Tineret și Sport și mâine își pune două bitinele în sacoșă, s-a dus, a mers ca vod așa și a dat repede cu bitineaua și s-a rezolvat, s-a transformat Direcția Județeană de Tineret și Sport. Acolo e nevoie de bani, nevoie de investiții, e nevoie de adaptarea lor sau adoptarea și aducerea la anumite standarde europene, pentru că unele nu mai corespund unor standarde și atunci trebuie să le aducem la... Adică e mult de muncă și cu această direcție, e clar. Și atunci vom lua etapizat, vom face un plan de investiții pe 2 ani, pe 3 ani de zile, vom face un plan de investiții pe 2, 3, poate 4 ani de zile, pentru că nu se pot, sunt investiții mari, și etapizat vom lua împreună cu oamenii de acolo, vedem care sunt prioritățile, pentru că în momentul de față nu știu eu care este prioritatea zero. Trebuie să adun echipa de acolo și să vedem, să identificăm, să fac o echipă de lucru, să identificăm prioritatea zero și să începem să facem un plan de investiții pe viitor. Ce pot să asigur Gălățenii și pe cei care lucrează în momentul de față în Direcția Județeană de Tineret și Sport, că sigur vor fi investiții mai mari, mai multe și că vom fi mai implicați ca și autoritate locală, vom fi mai implicați în această Direcție Județeană de Tineret și Sport, pentru că e vorba despre copii, e vorba despre Gălățeni și trebuie să fim implicați în toată, în toată activitatea de acolo. Și cu siguranță vom fi implicați, pentru că este una să fii în Galați, este una să apară o problemă și directorul Direcției Județene de Tineret și Sport în 5 minute să ajungă la președintele Consiliului Județean să prezinte o situație, domnule, e o situație care trebuie rezolvată urgent și se poate lua o decizie printr-o hotărâre de Consiliul Județean. Și alta este să faci o sesizare la Ministerul Tineretului și Sportului, la ministru, și ministru să dea o hotărâre de guvern.
Adică vorbim despre timp, vorbim despre perioadă și tot așa mai departe. Pentru că, cum spuneau americanii, time is money. Nu? Exact, time is money și mai un lucru. Fiind a noastră, fiind a Galațiului, fiind a Gălățenilor, noi fiind aici și trăind aici, dorința noastră este să ne implicăm. Pentru că un ministru al tineretului și sportului poate fi din orice regiune a țării și atunci are și el la rândul lui un plan de investiții sau are un plan pentru Direcția Județeană Tineretului și Sport din țară. Vă spun din proprie experiență, să nu-și facă nimeni impresia că dacă la ora actuală Consiliul Județean are proiecte și ne putem mândri și ne putem bucura de chestia asta, este pentru că cineva și-a dat seama că Galațiu este un oraș foarte frumos, că aici sunt oameni deosebiți și că trebuie să dăm drumul la proiecte acolo. Nu! Până nu te duci, până nu te zbați, până nu bați la uși, până nu rupi uși, până nu pupi mâini, până nu spui sărut mâna lui X, lui Y, nu reușești să aduci nimic. Știu că spuneați într-o emisiune, mai vechi, ne aducem aminte că ați spus la un moment dat, era altul guvern și de altă culoare. Spuneați că dacă e nevoie, vă culcați în fața sediului. Păi, dacă e nevoie, așa vă spuneam și atunci când când erau tehnocrații. Dacă e nevoie, mă duc și stau acolo pe tocul de la ușă, dorm acolo pentru că știu ce înseamnă. Știu ce înseamnă bani, știu ce înseamnă fonduri, știu ce înseamnă timp. Sunt anumite lucruri care, dacă nu le faci la timpul lor, după aia este prea târziu. Și mai e un lucru pe care eu l-am spus și îl repet. Dacă de-a lungul timpului s-ar fi făcut mult mai multe investiții în Galați, mult mai multe drumuri județene, mult mai multe investiții în spitale, mult mai multe investiții în cultură și tot așa mai departe, să știți că astăzi gălățenii, cetățenii nu ar fi fost atât de suspicioși și de rezervați dacă se face investiția X sau dacă nu se face. Ei ar fi fost învățați cu o anumită derulare a proiectelor și ar fi spus, e ok, o să facă, pentru că s-a făcut atunci 50 de kilometri sau 100 de kilometri de drum județean, o să vină și Fotea, o să facă și el 100. Da. După Fotea o să mai vină și el, o să mai facă 100. Oamenii văzând că nu s-a făcut, n-au mai avut. E normal că oamenii să fie reticenți și să fie suspicioși. Bă, ăsta face doar vorbe, face animație la televizor sau face și niște lucruri concrete. Despre asta este vorba. Același lucru și cu Direcția Județeană de Tineret și Sport. Eu nu spun că mâine Direcția Județeană de Tineret și Sport va fi cel mai frumos performant centru olimpic din Galați. Nu. Și nu, nimeni să nu se aștepte că un bazin olimpic de not care nu a fost folosit 10 ani sau 15 ani vine Fotea și peste noapte n-aveți o baghetă, face o vrajă și dintr-o dată s-a rezolvat problema. Nu. Vom face proiect, vom face procedură de achiziție și vă garantez că ne vom apleca și pot să certific și scris, dacă e cazul, că Direcția Județeană de Tineret și Sport va beneficia de mai multe investiții de sume mai mari decât a beneficiat până acum fiind în subordinea Ministerului. Pentru că, repet, fiind în Galați, fiind gălățeni, fiind implicat direct în treaba asta, intrând în contact cu părinții, cu copiii, cu personalul din Direcția Județeană de Tineret și Sport, intrând direct în contact cu managerul Direcției Județene de Tineret și Sport, tot timpul voi fi informat cu ceea ce se întâmplă acolo și ce problemă este urgentă care trebuie rezolvată. Despre asta este vorba. Uitați-vă la spitale. Și spitalele, când au fost predate autorităților locale, toată lumea spunea așa: și așa suntem săraci noi, autoritățile locale. Dacă mai avem și spitalele pe cap, uitați-vă că din puținul ăla pe care l-au avut și l-au autoritățile locale, tot timpul s-au îndreptat și spre sănătate. Uitați-vă la școli, la școli în mediul rural.
după ce au fost transferate de la Ministerul Învățământului în patrimoniu UAT-urilor, a primăriilor, fiecare primărie, oricât de sărac a fost, oricât de necăjiți au fost și buget mic, toți au găsit resursa financiară, toți au găsit ceva bănuți să investească și în școli sau în grădinițe. Că toți au conștientizat că ăsta este viitorul. Mai ales că vine și o presiune din partea societății. Adică în momentul în care era la, este la minister, spui așa, bă, nu pot să fac nimic că este al ministerului. Nu pot să fac nimic că este al ministerului. Și toată lumea începe să înjure ministerul. Ministerii, ministerii. Da. Înțelegeți? E și niciodată la aceea cu ministerul. Da. Ministerul, ministerul. Da. Și, și melodia. Da. Și așa, dându-o la autoritatea locală, nu mai poți să iei, chiar dacă ești necăjit, chiar dacă nu ai bani, dar vei încerca să-ți chibzuiești mai bine bugetul încât să alugi bani și aici. Așa este și cu Direcția Județeană de Tineret și Sport. Apropo de direcția, despre Direcția Județeană de Tineret și Sport, am văzut că această direcție are 10 obiective. Le veți păstra pe toate? Pentru că știu că era o discuție la deci un moment dat. Deci vom păstra absolut tot ce înseamnă patrimoniul Direcției Județene de Tineret și Sport, mai puțin clădirea în care a funcționat sau, nu știu, funcționează clubul ăla, clubul studențesc, Club IES, pe care o vom preda la primărie, pentru că primarul, am vorbit cu primarul... Casa de Cultura Studenților, nu? Nu, casa. A, doar partea cealaltă, clubul. Nu, doar club. Doar club. Partea de club acolo, da. Club IES, pentru că vor dori să-și facă un teatru de păpuși. Și atunci este justificată cererea primarului și chiar o îmbrățișez. Deci o îmbrățișez și are perfectă dreptate. Decât să țină o clădire acolo, să stea, să bată vântul prin ea și să nu faci nimic doar că îmi trebuie mie în patrimoniu, nu există așa ceva. Dacă putem să-i dăm utilizare, dacă poate fi făcut acolo un teatru de păpuși pentru copii, garantat, facem treaba asta. Cu fiecare emisiune pe care o facem, îmi dau seama, creșteți în popularitate, pentru că găsiți soluții, adică gândiți așa cum ar trebui să gândească un manager. Nu o spun ca să vă flatez, deci sincer, mai ales și această, și eu sunt împotriva lăsării în părăsire a spațiilor și a clădirilor. Eu n-am orgolii din astea, cum au unii, nu am orgolii idiote, adică tu ne, cu ce mă ajută pe mine o clădire care stă acolo doar pentru că trebuie să fie în patrimoniul meu. Păi ce, primăria nu e a statului român? Consiliul Județean nu e a statului român? Instituțiile astea nu sunt ale românilor? Ce, le dau în altă parte, le duc în alt județ, le duc în altă țară? Rămân aici. Nu, și e foarte bună gândire, pentru că eu atunci când văd o clădire părăsită, deja parcă am o strângere de inimă, așa, parcă locul arată... Deci un semn rău, să spun așa că... Da, bă, v-am spus... Încă mai avem astfel de clădiri. Cu riscul de a repeta, cu riscul de a repeta, dacă fiecare manager până acum ar fi făcut și ar fi luat câte un segment și ar fi luat și ar fi făcut anumite lucruri, astăzi vă garantez 100% că gălățenii ar fi fost mult mai optimiști și nu mi-ar mai fi scris pe Facebook să văd fapte, nu vorbe. Eu le spun că tot ce vorbesc va fi concret, pentru că nu-mi permit să vin în fața oamenilor. Țin foarte mult, credeți-mă, țin foarte, foarte mult la imaginea mea și țin foarte mult la ceea ce înseamnă cuvântul meu de om. La onoarea. Deci credeți-mă, țin atât de mult la onoare, la cuvântul meu. Deci atât de mult ce țin la lucrul ăsta, încât nu mi-aș permite niciodată să vin în fața unor oameni, să mă uit într-o cameră de luat vedere prin televizor și le spun anumite lucruri care nu ar fi adevărate. Am văzut asta într-un film, am citit și într-un roman, se spunea că nu, un bărbat care își pierde onoarea, aproape că nu mai există. Nu. No, dar și o femeie, pentru că până la urmă... Și o femeie, da. Vorbim de un om care dacă nu are
onoare, dacă nu are cuvânt, nu are nimic. Poți să ai toți banii de pe lume. Dacă cineva nu are încredere în tine, dacă nu te percepe ca pe un om de încredere, nu ai nimic. Nu ai nimic. Și marele Ion Luca Caragiale, avea în România Fale, țineți minte că se exprimau unul altuia cu onorabile. Onorabile, da, domn. Onorabile, și, da. Și era, în acea perioadă, parcă exista mai multă onoare în țara noastră, să spun. Eu cred că există și acum. Eu nu cred, eu sunt sigur, există și acum. Doar că, bă, știți care e, bă, marea problemă? Așa cum o văd eu. Unele dintre popoarele astea, dintre țările astea în care noi mergem și le vizităm, și n-am să dau nume pentru că toată lumea a învățat câte puțină istorie, au fost popoare cotropitoare, au fost imperii. Deci acolo s-au adunat toate bogățiile. Ei au evoluat altfel. Noi am fost un popor cotropit și care a dat tot timpul haraci și tot așa mai departe. Deci ei au luat și nouă ni s-a luat. Și nouă ni s-a luat. E normal când mergi acum în țările astea să vezi o altfel de schimbare. E normal să vezi să fie mai evoluate. Să fie și sunt investiții mult mai mari. Dar haideți să ne uităm și noi de unde am plecat, unde am ajuns, unde suntem și să nu așteptăm, părerea mea și sfatul meu, să nu așteptăm să vină nimeni din exterior să ne spună cum trebuie să muncim și cât trebuie să muncim și cum trebuie să facem. Dacă nu o să avem noi capacitatea, noi aici, să ne gospodărim, nu o să avem niciodată șansa să evoluăm. Aveți, vă dau perfectă drept. Aveți perfectă drept. Iar revenind la popoarele, da, la unele țări care au fost imperii și au astăzi, și astăzi, din păcate, au aceeași atitudine, și România, care tot timpul a fost un popor cotropit, a plătit haraci, a plătit tot felul de dări. Capul plecat, sabia nu-l taie, nu cum era. Da. Dar, până la urmă, cum fericirea este compusă, se spune, din bucurii mici, da. Așa și lucrurile mari se fac cu pași mici. Pași mici, dar eficienți. Asta e tot. Dacă fiecare punem puțin numărul, am putea să... În primul rând, un lucru care mi l-a spus cineva acum o zi, cred că ieri, într-o discuție, îmi spunea: domnul Fotea, noi nu reușim nici să ne mai bucurăm când ne trezim dimineața că suntem sănătoși, că trăim, că existăm. Asta este o bucurie. Poate fi considerată o bucurie când te trezești dimineața, deschizi ochii, existi și în același timp vezi că poți să miști, nu ești bolnav, nu ai probleme de sănătate. Asta e cea mai mare realizare, așa. Deci nu știm să ne bucurăm de lucrul ăsta. Așa e. Și în concediu, când suntem, ne gândim să te ce o să facem când ne ducem. Lângă tine să-ți vezi aproapele care și ăla este sănătos și vesel. Bucură-te în primul rând de exact ce spuneați, bucuriile mici. Astea sunt bucurii mici pe care noi nu știm să le mai apreciem. Un răsărit de soare, un apus de soare, o zi frumoasă. Asta povestea cineva că au popoarele sud-americane, care ați văzut că cea mai mare parte a populației e la limita sărăcii. Dar au acea bucurie de a trăi. Se trezesc dimineața, respiră, păi tu vedeți văd lumina soarelui. Cât de săraci sunt și câtă bucurie pe chipul lor, pentru că ăla nu are obiective să-și facă o vilă cu două nivele în care să nu locuiască nimeni, da, și, bă, bineînțeles, să nu aibă cine să o întrețină. Mare dreptate aveți. Eu vă mulțumesc pentru prezența. Și eu vă mulțumesc cu mare drag, cu mare drag vin la dumneavoastră, îmi face o deosebită plăcere să vin la dumneavoastră, să povestim oamenilor, să spunem cetățenilor ce facem, pentru că, bă, e nevoie. Este nevoie. Prin intermediul dumneavoastră să afle cât mai multă lume, pentru că, de exemplu, drumul județean 241C pe care se toarnă covor asfaltic la Pleșa, între Pleșa și Vindărei, un drum pe care nu se putea circula nici măcar cu căruța, astăzi când vorbim,
se toarnă covor asfaltic acolo. Oamenii aia, nu vă imaginați ce bucurie au, pentru că ei mergeau tot timpul, trebuiau să iasă de acolo din zonă până la asfalt, trebuiau să iasă cu cizme, trebuiau să iasă cu tot felul de papuci de gumă și apoi să trimită pe cineva cizmele acasă. Și prin intermediul dumneavoastră povestim și arătăm și astfel de lucruri. Noi vă mulțumim pentru că faceți aceste lucruri minunate și ușile noastre sunt deschise pentru dumneavoastră oricând, pentru că presa trebuie să aibă și acest rol de a prezenta lucrurile bune, în principal, aș spune eu, pentru că de lucruri rele suntem sătui. Lumea e sătulă de rău și de negativism. Haideți să mai privim și lucrurile, să fim optimiști, să privim într-o notă pozitivă. Alături de mine s-a aflat domnul Costel Fotea, președintele Consiliului Județului Galați. În continuare, promo, publicitate, după care urmează cea de-a doua parte a emisiunii.